11 metri, o emisiune care te ferește de boale. Adică, băi, eu nu o să fac niciodată ziaristul pe ziaristul ăsta deontologic pur, deontologic perfect. Ăsta care, dacă tu te duci și îi spui lui Răzvan Dumitrescu, frate, a căzut o pară dincolo și exact pe sediu Realitatea TV s-a zdrobit. El se uită, zâmbește un pic și zice, da, aveți dovezi? El sigur că, din punctul ăsta de vedere, arborează jurnalismul ca pe ceva impecabil. Ăștia cu mii de surse, până nu verifică... Bă, dar vrei să spun ceva, până stai tu să verifici din 600 de surse problema aia, dacă ți-a căzut para pe sediul tău sau poate că e pe sediul evenimentului zilei sau al adevărului, bă, să pierde. Omul nu mai e interesat să te tot... Orice încerca să spună ălalalt, sigur, enormitățile lui, sunt de acord, dar o să spun ca idee. Deci jurnalismul ăsta de tip Tolontan, de tip Răzvan Dumitrescu, nu, pe mine nu mă prinde, știi? Să fiu mai catolic decât papa când de fapt e o ipocrizie. Știi? E o fățărnicie, că până la urmă lucrurile nu stau așa. Oamenii ăștia nu sunt perfecți din punct de vedere moral. Da? Fac ei. Asta da. Că încearcă să te inducă pe tine să... Băi, e ca și cum un meci de fotbal l-ai oprit la fiecare atingere și ai spune, n-ai dat cum trebuie mingea asta. Deci, din punct de vedere profesional, n-ai lovit-o cum trebuie. Dăm pentru echipa cealaltă posesie. Sau orice contact la mingea, spune, a fost un pic de fault. Nu, mă, trebuie să mai și lași un pic. Lasă că nu ești tu buricul pământului să ne spui tu. Jurnalismul ăsta, știi, făcut la perfecțiune, bă, ca la farmacie. Imediat cum ăla spune, afirmația, de exemplu, păi s-a accidentat un lup la grădina zoologică, a călcat într-un cui și au trebuit să-l panseze. Sunteți sigur că l-au pansat? Te întreabă Răzvan Dumitrescu cu gura într-o parte, la cravată, impecabil. Lasă-mă, bă, frate, cu astea. Bun, și dacă l-au pansat, sunteți sigur că nu mai are nevoie de încă un pansament? Dar unde l-au pansat? Era acreditată asociația aia sau firma aia care a venit să-l panseze? Noastră știți câte probleme sunt la grădina zoologică din București? Te întreabă el deja, prin de curaj. Tu spui, nu, domnule, stați un pic, că cred că era ruginit cuiul. Știi? Nu ăsta înseamnă jurnalist. Nu înseamnă că tu ești mai bun jurnalist decât altul dacă faci tu deontologul la toate chestiunile astea. Lasă-mă, domnule, un pic să mă desfășor. Sigur că ăla a fost genial la un moment dat, Vadim, spunându-i așa. Deci fii atent, emisiunea a durat o oră. După 45 de minute, numai Vadim Tudor vorbise, ăla n-a apucat să deschidă gura. După 45 de minute a zis totuși domnul Vadim, și la care Vadim Tudor s-a lăsat pe spate și a zis, băi, Răzvane, dacă ai mai taci și tu din gură, să poată și invitatul să spună ceva. A, este colosal. Când a avut emisiune la Cosmos TV, Vadim Tudor, era televiziunea lui Dan Claudiu Tănăsescu, că pe el nu lăsau, că era om politic, nu știu ce. Și s-a făcut o mânărie dintre asta și a preluat-o ăla, deci toată lumea știa că e a lui. Bun. CNA-ul impunea o moderatoare. N-avea voie ca el să intre pe post și să vorbească de dimineața până seara. Și atunci era regula cu moderatoare. Și a angajat o moderatoare, Vadim. Și aia a venit la prima zi la emisiune și a zis așa: bună seara, domnul Vadim Tudor e lângă mine, aveți cuvântul, domnul Vadim. Și a vorbit ăla până dimineață. Dar a doua zi, moderatoarea, probabil certată de CNA, a avut să facă o introducere. Și a zis așa: bună seara, este seară, lângă mine se află domnul senator Corneliu Vadim Tudor, care este și invitatul acest. Băi, de gură spartă ești, bă, i-a zis Vadim Tudor. Mai tași, dracu, dă-te din gură să poată și omul să spună ceva invitatul. Și aia s-a dus, a luat o batistă, am văzut-o că și-o pune deasupra ochilor, a bocit un pic și a ieșit din emisiune. Și nimeni n-a mai văzut-o niciodată de atunci, fraților. Astea sunt chestiile, bă, delicioase. Da, indiferent de că mă interesează doar în cot pe mine de candidat. Bă, dar astea sunt fantastice. Bă, deci, cum poți să... Bă, un asemenea om, cum să nu râzi, bă? Bă, ăla Dumitrescu, când a auzit treaba asta, i-a spus tot așa ceva, deontologic, perfect, pur, fără niciun fel. I-a spus, când i-a spus aia cu... Păi, dar dacă mai tăi și tu din gură, poate și invitează. El a luat-o exact ca pe asta, a rămas exact, n-a schițat niciun zâmbet, a un rictus așa vag de nemulțumire un pic în colțul gurii și l-a întrebat în continuare. Să sunteți convins că ceea ce spuneți despre domnul Băsescu este adevărat? Ce dovezi aveți? Asta a fost replica lui la... Adică...